Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit în această seară alături de mine. În studio sunt Claudiu Manta din partea Partidului Social Democrat. Bună seara, bine ați venit, domnule Manta. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnul Victor Banța din partea... Bună seara, bine ați venit, domnule Banța. Bună seara tuturor. Vă mulțumesc că amândurora că ați acceptat invitația din această seară. O să discutăm, sigur, despre ce s-a întâmplat ieri în urma vizitei prezidențiabilului, domnul Dan Barna. A lăsat ceva urme vizita domniei sale și ceva reacție în urma acestei vizite așa scurte în județul Gorj. Extrem de comentată o afirmație de a domnului Barna. Dar începem, practic, cu știrea zilei și anume cu faptul că Pandurii, Clubul Pandurii a câștigat din nou procesul împotriva acționarilor. Aici mă refer la Complexul Energetic Oltenia, la Consiliul Local, la Consiliul Județean, USMO și la Artego. Dacă în primă instanță clubul câștigase, obținuse cele 2 milioane de euro, iată că instanța din Bănie a dat câștig de cauză și a spus da, vor lua 4 milioane de euro. Cea mai mare sumă, sigur, peste 6 milioane de lei, vine de la Complexul Energetic Oltenia, companie și așa aflată în impas în momentul de față, care se uită cu mâinile întinse către Guvernul României pentru a primi acel sprijin, pentru a se aproba acea schemă de sprijin. O sumă și destul de mare și Consiliul Local, vreo 2 milioane de lei, de asemenea Consiliul Județean vreo aproape 800 de mii de lei, Artego 4 milioane de lei, deși la Gorj instanța spusese că Artego nu trebuie să achite nimic și USMO vreo 500 de mii de lei. Domnule Manta, cu dumneavoastră încep. Aș face o precizare. Complexul Energetic Oltenia deja nu se mai uită cu mâna întinsă, așa cum a spus dumneavoastră, către Guvernul României, pentru că acolo lucrurile sunt clare. Schema aceea de sprijin despre care se tot vorbește este finalizată și urmează să fie notificată către Comisia Europeană. Sigur, referitor la această chestiune, este o sentință judecătorească. Din câte știu eu, nu este definitivă. Mai există o cale de atac și se va duce probabil la Curtea Curții. Da. Iată că dacă la Târgu Jiu s-a dat o soluție, la Craiova, la Curtea de Apel s-a dat o altă soluție, este posibil ca la Înalta Curte, peste o perioadă totuși destul de lungă de timp, pentru că din experiență vă spun că astfel de procese la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt mai îndelungate, au termene de soluționare mai mari. Vom vedea ce se întâmplă, dar atâta timp cât este totuși o sentință judecătorească, nu avem decât să o, sau mă rog, actorii implicați n-au decât să o pună în aplicare. Este totuși un lucru îmbucurător faptul că dacă lucrurile s-ar termina așa, fără discuție am avea un club Pandurii care a obținut totuși niște rezultate extraordinare. Domnule Banța. Până la urmă, Pandurii a fost ambasadorul Gorjului și al Târgu Jiului, are meritele sale această echipă. Ne-am fălit odată cu ea, nu trebuie să o renegăm. Problemele de natură, iată, ale justiției trebuie să rezolve în justiție și se pare că sunt pe calea cea bună. În ceea ce privește Consiliul Județean, în părerea mea este că acei 800 de mii de lei sunt bani totuși puțini, iar Consiliul Județean nu a făcut contract de finanțare cu Pandurii decât pentru clubul de copii, pentru clubele de copii junior. De juniori și condiționat de justificarea sumelor pe care trebuie să le cheltuiască cu mai știu eu, cu echipamente, cu consumabile, cu competiții organizate și așa mai departe, cu tot ceea ce înseamnă, ce ține de copii. Știu, din câte mi-aduc aminte, acum câțiva ani, este mult de atunci, Consiliul Județean a refuzat să mai plătească o parte din bani pentru că Clubul Pandurii nu venise cu justificările, cu planul, cu bugetarea și cu execuția acestui buget, pentru că sunt bani publici și nu se pot cheltui decât transparent și legal. În ceea ce privește CEO, suma aceea este fiind CEO fiind și având și cea mai mare sumă de achitat. Iată, schema de sprijin care se previzionează a fi un eșec, pentru că ea este gata să fie pusă pe... Pentru că este totuși... Până nu vedem forma finală, nu putem să spunem foarte clar de ce. Dar pentru că pare un ajutor de stat, deocamdată. Vom vedea la sfârșit, dar ceea ce vreau să vă spun, ce oricum este cu pierderi foarte mari și nu are de unde să dea banii, Clubul Pandurii, dacă va câștiga la final, probabil că va ajunge în
situația de executat Silei și ar trebui să vândă ceva de pe acolo ca să poată să... Bun, dar ideea este în felul următor. Dumneavoastră, domnule Mant, ați vorbit în termeni în care această schemă de sprijin ar fi gata deja, aproape ca și aprobată de Guvernul României, iar domnul Banța, și nu este singurul, spunea, vorbiți povești, că nu știm... Vorbe, nu avem nimic. Din informațiile pe care le am, doamnă, această schemă de sprijin despre care se tot vorbește este finalizată. Sigur că ați văzut și acolo a ieșit și managerul CEO și a spus foarte clar că deocamdată și mi se pare normal, sunt informații confidențiale acolo, nu sunt destinate neapărat publicului larg, cel puțin în această etapă, dar vă repet, eu din câte cunosc și din informațiile pe care le am discutând cu colegii mei implicați în domeniu, această schemă de sprijin este finalizată. A fost o comisie interministerială, mă rog, a fost o serie de proceduri, din câte știu se pregătește notificarea Comisiei Europene pentru această schemă. Dați-mi voie să adaug ceva. Schemă de sprijin. Domnul Manta, reprezentând partidul aflat la guvernare, aș vrea să vă spun și știți, bineînțeles, că această schemă de sprijin probabil că folosește resurse de finanțare din bugetul statului. Păi, acum domnul Banța... Și probabil că schema de sprijin va fi finalizată printr-un alt normativ. Nu știu, ceva, între de guvern, deci, lege... Ca principiu, această schemă de sprijin presupune ca peste o anumită valoare a acestor certificate de CEO... Peste 15 euro? Tot ce este peste 15 euro? Păi nu, că așa... Informația ați dat-o dumneavoastră, ce cu 15 euro, eu nu pot să o confirm. Și nici nu se infirm. Bun, eu nu știu de această sumă, dar știu că există într-adevăr un mecanism de determinare a sumei, da? Peste care se discută de subvenționarea costului cu aceste certificate de CO2. Deci eu nu contest asta, dar vreau să vă spun o... Deci, într-adevăr, această schemă de sprijin, dacă spuneți că este gata, ea urmează să fie finalizată printr-un act normativ. Oricare ar fi el, de orice, nu știu. Că e lege, că e hotărâre de guvern, că e probabil că e hotărâre de guvern sau ordonanță de urgență. Nu poate fi lege, nu poate fi lege, pentru că nu are caracter... Deci hotărâre de guvern sau ordonanță. Că e de urgență, că e ordonanță simplă, vedem, da? Poate fi un memorandum, poate fi... Memorandumul nu obligă la nimica. Memorandumul este o intenție de a face ceva, de a-ți exprima ideea și de a aduce la un loc mai multe resurse. Se studiază, pentru că, vedeți, noastră, forma pe care o va fi aleasă are implicații din punct de vedere legal, pentru că e o diferență între a notifica Comisia Europeană și de a obține aprobarea Comisiei Europene. Adică una este să-i notifici, domnule, vrem să subvenționăm. Este Comisiei Europene, este un acord. Asta trebuie să obțină Guvernul României. Este un acord. Sigur, de asta v-am spus să fiți atenți, să fim atenți la nuanțe, că una este notificarea și alta este acordul. Trebuie să notificați Comisia Europeană. Atenție. Trebuie să obțineți acordul Comisiei Europene. Mai sunt și instituții românești cărora trebuie să li se ia acordul. Se presupune că s-au luat aceste acorduri. A existat comitetul interministerial. Adică dacă nici aceste acorduri interne nu sunt obținute... La acest comitet interministerial a fost și Transelectrica, a fost și Consiliul Concurenței. Să presupunem că totul e ok. S-au purtat aceste discuții în comitetul acesta interministerial. Presupunem că totul este ok și urmează să elaboreze un act normativ al guvernului, oricare ar fi el. Există o lege 52 a transparenței decizionale care spune foarte clar că din momentul inițierii, când te-ai gândit și ai spus public, până în momentul publicării la Monitor Oficial, actul normativ trebuie să fie transparent, trebuie să știe lumea ce conține acel act normativ, pentru că e vorba de bani publici, de instituții publice și o de întreprindere publică de interes major național strategic. Așa. Deci, până acum eu n-am văzut niciun fel de transparență de la Guvernul României și din punctul meu de vedere, încalcă foarte grav acea lege. Păi, domnul Banț, aici vorbim de inclusiv de securitate, că pe asta va fi ideea principală pe care se va merge, doamnă. Faptul că vorbim despre totuși siguranța energetică, aspect care ține de siguranța națională. Da? Deci,
Pe asta va fi ideea principală. Păi, pur și simplu, la momentul actual, România nu-și permite să închidă energia pe cărbune, termocentrale. Nu-și permite, Doamne ferește, dacă vreți, nici din punct de vedere social, nici din punct de vedere al sigurării, siguranței energetice și așa mai departe. Deci ăsta este elementul principal pe care este constituită această schemă de sprijin. Se pune în momentul de față în discuție problema siguranței energetice. Vorbim despre o formulă efectiv tehnică prin care complexul energetic Vorbim efectiv de o formulă tehnică aplicată. Da, doamnă, dar dumneavoastră, când se duce cineva acolo și trebuie să spună, doamne, va fi făcută publică vreodată? Evident că va fi făcută publică de la început. Asta pentru că e vorba, exact cum a spus și domnul Banța, totuși de niște reglementări pe care cu siguranță guvernul le va respecta, dar eu altceva vreau să spun, că vorbeați acolo de siguranța energetică. Evident că atunci trebuie să motivezi. Dom'le, vrem să subvenționăm, că asta se practic se urmărește în termen popular. Subvenționarea unei părți din costul acestor certificate asta se dorește. Bun, dar dumneavoastră spuneți că în momentul de față se lucrează la această schemă pentru a fi trimisă ea la Bruxelles. Da, a trecut de toate etapele interne? Da, din ce știu deci, eu, a zis avut, da. Vorbiți de acordurile alea interministeriale, despre aia e vorba. E vorba de acel comitet interministerial în care s-au strâns toate aceste instituții despre care discutăm. După care toate Consiliul Concurenței, Transelectrica și așa mai departe. Guvernului, da? Și doamna Dăncilă zice da sau ba? Păi da, are putere, fiind prim-ministru, zice este da, e voința proprie. Nu există, da, dânsa s-a angajat că va susține această schemă de sprijin. Da, domnul Manta, deci, dar de acord cu dumneavoastră. Nu există un da sau ba. Dar răspunsul este afirmativ de pe acum. Întrebarea este cum vă duceți la Bruxelles când o să zică, bă, da, voi, acolo la voi, guvernul vostru a zis ceva. Păi, evident că e o etapă premergătoare obligatorie. Deci atunci de ce nu e publică? V-am spus de ce, pentru că acolo sunt o serie în acest memorandum de date cu caracter confidențial. Dar nu sunt teroriști, nu sunt pistoale mitraliere, nu este vorba de război, nu e vorba de tactică militară, nu e vorba de securitatea fizică, sunt niște bani publici și o întreprindere de republică și până la urmă acest act va fi publicat în monitor oficial și așa se crede. Fără discuție, acolo sunt niște date. Nu văzut textul acelui memorandum și cred că nici dumneavoastră nu l-ați văzut ca să vedem. Păi nu, dar înțeleg că sunt totuși o serie de date care la momentul ăsta nu pot fi date pentru cetății. Întrebați pe cei care lucrează la respectivul memorandum, domnul Banța. Domnul Manta, nu poate să fie secret, nu poate să fie clasificate astfel de documente. După ce vom afla. De mințit poporul, mai ne lasă cu ochii în soare ca să așteptăm să ajungem până la un moment dat la concluzia când va fi să fie domnul s-a putut, ne-am încercat, dă vina pe Comisia Europeană, dar realitatea țara asta sunt niște legi. Nu există altă soluție, din păcate. Economia funcționează după niște legi. Din păcate, nu există altă soluție. Nu există altă soluție. Înțeleg, spuneau cei din conducerea complexului, nu există altă soluție. Da, conducerea complexului, dacă este... 15 euro per certificat, CEO nu poate... Păi stați un pic, nu vedeți că e un nonsens. Adică? Conducerea complexului a dus CEO în situația asta și ei spun că nu au soluții. Păi dacă nu au soluții, să lase pe alții care au soluții. Există. Scuzați-mă, dar nu cred că e vina complexului că certificatul s-a făcut 27 sau 28 de euro acum. E vina conducerii complexului, nu a complexului. Ba da, vă demonstrez. Bursa stabilește prețurile. Scuzați-mă, dar ce treabă are... Conduce complexului cu... Păi să vă spun. Bursă. Păi complexul are un compartiment care vinde și cumpără. Bursa stabilește prețul în funcție de cerere și ofertă. Bursa se orientează după niște legi statistice. Este matematică pură. Se știe când ajunge prețul maxim, când ajunge prețul minim. Când trebuie să vinzi, când trebuie să cumperi. Și complexul până în momentul de față a vândut energia prost și a cumpărat certificate de carbon foarte scumpe. Deci a vândut ieftin și a cumpărat scump. De-aia a ajuns în situația asta. Și atunci, soluția
soluția, prima soluție este să lase pe aia care știu să facă treaba asta, să plece acasă conducerea complexului energetic, o să plece o dată cu guvernul când va fi schimbat și atunci nu o să găsească și soluții. Domnul Banța, nu uitați că sunt 109. Păi sunt 100 de indicatori pe care i-am încălcat. Eu sunt 109. Păi și majoritatea suntem mari, domnule. Nu suntem nici dumneavoastră și nici eu. Consiliul de supraveghere în măsură să apreciem dacă cei din conducerea CEO și-au îndeplinit sau nu indicatorii de performanță. Ba da, eu pot să vă spun. Păi da, se văd că sunt publici. Păi domnul Banța. Păi, nu e la 1000 și ceva de miliarde. La sute de milioane de pierdere. Ce vrei să spui? Ce performanță e asta? Domnul Banța, dumneavoastră nu aveți informația conform căreia toți indicatorii de performanță au fost atinși astfel încât membrii directoratului și-au mărit salariile? Ba da, dar asta nu înseamnă că ce este acolo... O aveți și dumneavoastră? Am aflat pe surse și eu ca și dumneavoastră probabil, dar asta nu înseamnă că toți sunt pe 109, sunt și interimari acolo. Da, în primul rând ce interimari pleacă. Dumneavoastră vă dați seama ce val se va crea când va fi publică informația asta că oamenii și-au mărit salariile în timp ce angajații săraci? Vom vedea dacă va fi așa, dar dacă va fi așa, este încă un motiv în plus să plece. Și să plece cu zurgălei, nu oricum. Până acum puteau să plece cu demnitate, cu demisie proprie. De acum încolo pot să plece cu zurgălei. Și o să fie zurgălei destui din toate punctele de vedere. Să nu credeți că îi siluiesc ceva. Vă dați seama oamenii cum vor reacționa, angajații CEO, când vor vedea așa ceva. Păi cum? Adică ajungi într-o groapă de potențial așa de mare, când este în pragul dezastrului, în pragul măcar cineva încearcă să facă ceva, domnul Banța, asta e problema. Ce încearcă? Păi asta încercăm cu această schemă de sprijin despre care am vorbit și care... Stai să vă spun nu și eu. Spun eu. Nu, o secundă. Nu o spun eu, o spun specialiștii complexului, doamnă. La modul cinstit, este singura șansă de salvare a acestui complex. Exact. Ceea nu este așa. Nu este singur. Eu am demonstrat că oamenii aceștia nu știu să vândă și să cumpere, nu știu legile matematice ale pieții, nu ar trebui să știe ei managerii. Dar ei ar trebui să aibă oameni. Banța, totul pare simplu, adică dar nu e adevărat. Bursa. Dar bursa funcționează pe baza instrumentelor. De ce n-ați investit în certificate de CO2, domnul Banța? Scuzați-mă dacă a zis că există modele matematice. Nu vă contrazic. Sigur că era o firmă de așa ceva și nu pot să fac asta. Eu investesc în altceva. Explicați un pic telespectatorilor noștri, care sigur se uită cu mare interes către ceea ce se întâmplă în Camera Deputaților în perioada aceasta. A fost sau nu a fost respins acel proiect care viza pensionarea mai devreme a angajaților care lucrează în condiții deosebite din complexul ăsta? Doamna Novoceanu, sincer să vă spun, am văzut reacțiile din presă, n-am discutat cu domnul deputat Weber, care știu că s-a ocupat de această problemă, vă spun la modul sincer, însă din ce am văzut punctul dumnealui de vedere și n-am niciun motiv să nu-l cred, proiectul propus de către dumnealui și de către ceilalți parlamentari PSD nu a fost discutat în Comisia de Muncă. Asta este ce am văzut public. Vă repet, nu am avut timp să văd care este adevărul. Am văzut și punctul de vedere al domnului Vâlceanu, dar vă repet, din ceea ce știu eu, din ceea ce a spus domnul Weber, acest proiect de lege nu s-a discutat la Camera Deputaților, însă rămâne promisiunea domnului senator Cârciumaru și a domnului Weber că acest proiect de lege va fi adoptat. Domnule Banța, noastră cum vă sună treaba asta cu respingerea din Comisia de Muncă din Camera Deputaților și cu respins acolo, o să treacă oricum de votul în plen? Păi dacă vom corela această respingere cu impozitarea pensiilor, cu tăierea de la finanțare... E foarte rea, că asta înseamnă că guvernul se dă de ceas în morții să mai facă gros de 2 lei. Dar nu și dumneavoastră aș ceru, domnule, apropo, breaking news, dacă vreți. Nu. Astăzi PNL-ul s-a abținut. Nu știu dacă atenție. Deci, PNL-ul s-a abținut. Eu nu vorbesc de rău sau nu rău. PNL-ul a declarat despre pensiile speciale că în locurile unde e constituțional, bineînțeles, va aplica procedurile... Dar s-a abținut domnul Banța astăzi.
S-a obținut pentru păi că... Pentru impozitarea subțiilor, dar s-a obținut. Domnul Mantă, haideți să vă spun. Dumneavoastră, PSD-ul, dumneavoastră, notarul Claudiu Mantă, pentru care am tot respectul. Vă mulțumesc. Dar dumneavoastră, PSD-ul, că reprezentați PSD-ul aici, dumneavoastră ați văzut că arde o casă și că a ajuns focul la temelie și nu mai știți ce să faceți acum și chemați nu numai pompieri din Gorj, și pe aia din Vâlcea, și pe aia din Mehedin, și pe aia din Gorj, pe aia să stingeți focul. Dacă stingeți focul, constatați că nu mai e nimic. Păi normal că PNL-ul s-a abținut, că el vrea să construiască un buget serios, un buget sănătos al țării și de acolo să plece toate și să dimensioneze toate aceste lucruri. Bun. Dar ca și idee a declarat, au declarat persoane din conducerea PNL-ului și poziția, reprezentând poziția partidului, că vor micșora aceste pensii speciale în funcție de de constituționalitate. Dacă sunt anumite pensii care nu pot fi modificate. Dar acum nu știți dacă este constituțional sau nu. Nu știu și nu vreau să-mi dau cu părerea pe ce nu cunosc. V-ați ținut dumneavoastră PNL-ul. Păi da, bineînțeles că v-am spus de ce. Pentru că dumneavoastră ați ajuns cu casa luată foc și vreți acum cu mâna PNL-ului să scoateți castanele de foc. Nu se poate. Dar e cu totul alt subiect. PNL-ul va veni. Sunteți pentru impozitarea pensiilor. Dumneavoastră ați demonstrat astăzi, votul de astăzi, că sunteți împotriva impozitării pensiilor. Nu suntem împotriva. Păi dar asta înseamnă că dacă era împotrivă, vota împotrivă. Eu dar și abținerea este un vot negativ. Abținerea înseamnă că voi dacă ați ajuns cu casa la pământ dărâmată și arsă toată, nu scoți castanele. Nu, haideți ca să punem lucrurile, cărțile pe față, pe masă. Dumneavoastră ați votat pentru pensii speciale și așa mai departe și acum v-ați abținut la impozitarea pensiilor. Adică despre ce vorbim? Pentru pensiile speciale ale parlamentarilor, PNL-ul n-a votat. Părerea mea este că și dumneavoastră ce de la PSD și separate. Poftiți? Pentru pensiile speciale, am vorbit de parlamentari. Restul pensiilor speciale au fost câștigate. De exemplu. Domnul la justiție. Sunt pur politice. La justiție. Părerea mea este și acțiunea celor de la PSD, dar și când veți vedea un guvern al PNL-ului, veți vedea exact cum stau cu pensiile. Recunoașteți măcar acum și noastră și domnul Manta că sunt acțiuni politice, se apropie alegerile. Bineînțeles că se face politică. Cei de la, în fața acum sigur că s-ar putea să nu fie într-adevăr bani în visteria statului și să profite cei de la PSD, dar este și o acțiune politică. Sigur că e o acțiune politică. Că vrem să nu mai lăsăm așa. Doamna Amiselescu, dumneavoastră sunteți de acord. Dumneavoastră sunteți de acord să scoateți cartanele din foc cu mâna dumneavoastră pentru ce fac nenorociri alții? De ei o fac să-și salveze pielea. Poate face așa ceva. Că nu, cum să nu? Doamnă Văcean, sunt două lucruri distincte. Că ați spus pe bună dreptate, da, domne, s-a votat pentru pensii speciale, așa este. Dar venim și reparăm, asta e o măsură de justiție socială. Pentru că e vorba de quantum, doamnă. Această măsură de impozitare a pensiilor vine să taxeze cu ghilimele de rigoare pensiile mari și foarte mari. Dar nu vă imaginați că o să facă o reducere uriașă. Da, doamnă, deci nu vă imaginați că o să vină bani la visteria, adică o să aveți bani de investiții de acum încolo când luați ăsta pensii. Asta e vorba, vă repet, de o măsură de justiție socială, doamnă. Dumneavoastră veniți și spune, doamne, le-am tăiat ăstora, le-am impozitat, nu le-am tăiat, le-am impozitat 50% impozit 50% peste 10.000 e o măsură de justiție socială. Sigur că reducerea nu va fi substanțială. Sigur că economia nu se va regăsi în investiții, în infrastructură, în educație. Nu, că e buget de pensii. Ca principiu se duc ca să reparăm nedreptățile din sistemul de pensii. Este o chestiune pur electorală ca să înțeleagă toată lumea. Nu știu. Nu știu dacă e chiar așa. Aici așa se vede. Poate. Doamnă Văcea, nu știți de ce nu e pur electorală? Pentru că dacă era pur electorală, puteau să încerce prin ordine. Și asta nu înțeleg, fiind o chestiune pur electorală, cum v-ați permis să nu votați domnule Banța? Cum v-ați permis să vă abțineți de la vot? Eu nu sunt în Parlament, doamna Novăceanu, și v-am explicat de ce. Partidul, când va fi într-un guvern, și va avea puterea decizie, în curând. Că vă agățați de treaba aia cu moțiunea de cenzură, dacă puneți... Cine știe, doamna Miseilescu, partidul a declarat că va intra la guvernare în momentul în care vor avea 233 de semnături, cel puțin 34, cel puțin. Păi da, altfel nu intră la guvernare. Aveți 180 și nu știu cât acum. Pentru că aveți nevoie de vreo 50 și ceva de semnături. Pentru că intenția este și dacă vrei să ai un guvern serios, trebuie să faci alegeri anticipate. Evident. Dacă nu, n-are niciun rost.
să faci ceva, hai să ne aflăm în treabă, au mai fost situații deci nu de astea. Să veniți dar la în același baza, păi în același timp, pot convoca, orice minut, domnul, orice domnul, minut. Dar nu se pot convoca alegeri anticipate și o știți. După prezidențială. Păi nu mai aveți când, domnul Banța, pentru că adică știți foarte bine. Să îi rupiți minutil. E un termen foarte mic. Domnul Banța, la modul real, domnule, că am văzut, vă spun sincer, calendarul celor de la USR mă umflă râsul, doamnă, dar cu alegerea anticipată. Păi pentru că, doamnă, este ceea ce propun dumnealor pur și simplu e fantasmagoric pentru oricine are un pic de minim experiență politică. Presupunând prin absurd, aceste alegeri anticipate nu se pot face mai devreme de cele locale. Nu se poate, că n-ai cum să comprim termenele. Pentru 6 luni de zile să ne dăm peste cap. Astrofocare. Și la modul cinstit, lăsați guvernul ăsta să-i ducă. Niciodată nu-i prea târziu, pentru că guvernul ăsta, orice clipă în plus pe care o mai... Haideți, nu fiți așa, că fost asta este. Încep să-și revină, nu știu dacă observați. N-am observat. Păi nu iese schema de sprijin. Schema de sprijin, dacă nu iese. Repet. Mi-e teamă de o surpriză, dar cred că există schema de sprijin, pentru că atât ce ar muri și recunoaște toată lumea că fără complexul Oltenia, sistemul ăsta așa propădit cum este, chiar nu poate. Asta. Și hai să nu bătem apapilă. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Ei, în fiecare an, PSD-ul, mă refer în guvern, până acum, până anul acesta, ca să mai târâie un pic bugetul și să mai înlungească promisiunile sau să onoreze din ele atât cât s-a mai putut, au luat cu jaca în avans tot profitul companiilor naționale românești. La locul jaca cu un an înainte. A făcut o devalizare a companiilor românești. Ce o n-a putut să dea sau a dat în anul când avea un fel de profit raportat și a trebuit să dea la stat. Sau chiar n-a putut să dea, pentru că e pe pierdere. Dar celelalte companii au dat în luna octombrie sau noiembrie anului precedent încheierii, adică anului în curs, exercițiu financiar în curs, profitul care se raportează undeva în martie, aprilie. Ce părere aveți despre? Cum să aibă? De unde bani? Ce schemă de ce e asta? Eu nu cred că vor face așa ceva. Păi cine să ia profitul acela, domnul Banța? Cine să ia profitul decât statul care este acționar? Și dumneavoastră vă previzionați un profit pentru anul viitor de 10 miliarde. Și eu sunt șeful notarilor și vin, domnul Banța. Claudiu, te rog frumos, acum în decembrie, nu ai făcut, cât ai făcut? 5 miliarde, dar tu ai previzionat 10. Vă întreb, cine să ia acel profit dacă nu acționarul majoritar care este statul român? Sigur, nu, nu, domnul Banța, cu altceva. Pe altceva putem să discutăm. Sigur că poate uneori sumele care au fost lăsate companiilor pentru investiții au fost prea mici. Cu asta pot fi de acord cu dumneavoastră. Din cauza asta este foarte corect, este foarte, păi nu așa, pentru că din profitul total îți rezervi, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri, o parte pentru investiții. Da. Pot fi de acord aici că această parte de investiții, parte pusă deoparte, putea fi mai mare pentru fiecare dintre aceste trebuia companii. Dar trebuie să înțelegem că profitul acestor companii de stat revine acționarului majoritar. Care ulterior ar trebui să reinvestească acest profit în alte investiții, dar care statul când devine dividend. Asta este problema. Păi cum să devine dividend în octombrie, domnul Manta? Că nu știi dacă l-ai făcut profitul ăla. Presupui că acest profit intră în bugetul de stat, doamnă. Aici intră în bugetul de mecanismul, dar nu mai înțelegem ce se întâmplă după. Acest profit ca principiu merge inclusiv spre infrastructură, inclusiv spre școli, inclusiv spre salarii. Adică, înainte de a fi produs. Mergem în bugetul de stat, doamnă, în acea căciună deci, mare. Deci, înainte de execuția bugetului. Tu nu știi dacă ai făcut profitul ăla. Tu nu ai ajuns să-l ai profit, să-l faci, să-l dai dividend. Este o anomalie aici, o disfuncționalitate evidentă. Adică nu se poate. Și așa se lua 90% dividende. Dar se lua în martie, aprilie, în mai. Nu în octombrie, când nu știi dacă a făcut. Și ce ai făcut? Întreprinderile au trebuit să-și reconstruiască, să-și facă rectificări de bugete, să încadreze, să-i dea banul Dragnea, să facă el nu știu ce cu ele. Că așa, banii nu s-au văzut pe nimic. Cum se chema suprastructura aia care întrunea toate companiile statului din care CEO trebuia să facă parte? E fondul acela suveran. Fondul suveran de investiții. Și ăla e pe hârtie. E pe hârtie doar?
Adică unde e fondul suveran? Din câte știu eu, se finanțează niște investiții. Urmează să se finanțeze niște investiții pe acest fond suveran. E funcțional. Dar știți care e principiul? Suprastructura asta este funcțională sau nu? Din câte știu eu și am discutat cu niște primari ai noștri, se depun proiecte pentru finanțare din acest fond. Stai să vă spun principiul. Fondul ăsta suveran de investiții este constituit din acțiunile la principalele și marile companii de stat, care fac așa un coș mare cu acțiune. Acolo sunt niște oameni competenți, constituiți în această formă de existență comercială, cum îi spun, în fond de investiții suveran, care vor tranzacționa acele acțiuni și vor face bani din ele. Din banii aceia finanțezi investițiile, nu din acțiunile firmelor. Păi tu revizi și le cumperi. Alea nu valorează bani. Bun, ne spune domnule, dar acele acțiune aia sunt bani scriptici. Păi da, domnule, dar tocmai din tranzacționarea asta evident și ei deja au început să financeze a priori constituirii acestor operațiuni de bursă să finanțeze deja investiții, ceea ce iar un nonsens. Vorbim pe pielea ursului din pădure. De funcționare al acestui FSDI, da? Adică produce niște bani pe care să investești în școli, în infrastructură, în spitale și așa mai departe. Păi lucrurile astea știți foarte bine că durează. Păi de ce finanțează investiții deja? Se pregătesc proiectele astea, că nu se fac pe ceea ce urmează să implementăm în acest fond. Pe ceea ce urmează, da? Păi, dar nu se știe nimic, sigur. Axe exact aceeași problemă. Pe Facebook ne spune domnul Radu Miruță că banii din certificate se pot întoarce în județul Gorj, nu aiurea pe alte proiecte inutile în alte județe din țară. Din certificatele, din câte știu eu, se ocupă de aceste sume administrația fondului pentru mediu, că practic acolo se virează acești bani. Evident. Și ar trebui să se regăsească în investiții pe mediu la complexul energetic Untenia. Dacă cei de la CEO, dacă cei de la CEO depun, și eu mi-aș dori să depună proiecte finanțabile prin acest APM. Asta e problema celor de la complexul Untenia. Dar de ce nu au depus până acum, domnule? Trebuie să-i întrebați pe dumnealor. Din câte eu să-i întreb. E management corporatist. Din câte știu, s-au depus, s-au făcut direct. Știu, care management corporatist pe care s-au bătut două partide, unul a ieșit acum de la guvernare și eu văd că a ieșit de la guvernare? Cine? Altele? Păi n-ați observat că e oficial, au dat scris, doar există Aici există o discuție, doamna. Jumătate dintre parlamentarii. Nu are importanță ce face persoana X sau Y. Jumătate dintre parlamentarii ALDE înțeleg să continue, vor să rămână în ALDE și înțeleg să continue alături de PSD, iar cealaltă jumătate au ales să meargă alături de domnul Tăriceanu. Și unde, în ce fond s-au întâlnit ca să decidă? Păi da, oamenii aceia înțeleg să rămână membri ALDE. De nu le convine direcția cum s-o numi, unde se declară toate... La tribunal. La tribunal, toate forurile statutare, cu nume, cu prenume, deciziile se scriu acolo. Nu s-a luat, asta e problema, că nu s-a luat într-un for statutar. Ați văzut care este proiectul domnului Iordache? Nu știți dumneavoastră. Ba da, am văzut. Vis-a fi de treaba asta cu altele? Nu, am văzut și... Păi și-a anunțat dorința de a pleca din partid și a echipa construită de dumnealui și face o nouă structură, un partid al primarilor, așa supranumit partidul, o platformă vorbește politică. Vorbește de 3-4 ani de treaba asta, după părerea mea este o utopie. Sunt câțiva primari în județul Gorj care îți doresc o independență politică, dar în momentul în care se ajunge la guvernare și la finanțarea unor proiecte și a compensării sau rectificării bugetelor locale sau compensării lor, atunci ei se răzgândesc și migrează de colo-colo, ceea ce acesta este cea mai mare și gravă problemă a administrației publice locale, migrația primarilor și goana după bani cu orice preț. Vinderea pe nimic. Domnule Marta, credeți în... Un milion de euro și canalizare. Credeți în proiectul ăsta? Și din punctul meu de vedere este un lucru
hai să nu zicem irealizabil, dar puțin realizabil, pentru că istoria politică a Gorjului și a țării în general în ultimii 30 de ani a demonstrat că această idee pur și simplu nu poate să prindă. La locale poate să prindă. Nu, nici la locale, domnul Banța. Da, pentru că, șanse, pentru că una înseamnă o structură puternică, corect, cum este Partidul Social Democrat, chiar și PNL-ul într-o mai mică măsură, dar și... Stați arogant. Nu, am zis că într-o anumită măsură pot fi considerată. Urma și urna alegem pozitiv. Vom vedea lucrul ăsta. Urna a spus până acum în 2016 și stați să vedeți ce urmează. Ce urmează? Doamna Novoceanu. Stați un pic. Că nu faceți greșeala să comparați, că am văzut colegii dumneavoastră care o fac cu celelalte locale sau cu cele parlamentare. E adevărat. Mai mult până departe. Este adevărat, dar a fost dat un semnal și s-ar putea ca să... Noastră, oricum, în interiorul partidului l-ați perceput corect, că de asta vă mobilizați în momentul ăsta ca și structură la nivel de țară. PSD-ul s-a revenit cu pompierii din trei județe ca să mai salveze primăria la casă. De ce ziceți dumneavoastră că nu ar avea șanse proiectul acesta? Domnul Iortache, atenție, se bazează inclusiv pe primar de la Partidul Social Democrat, l-a nominalizat pe domnul Bucurescu. Doamna Noceanu, eu vă spun sincer, cred că toți colegii din biroul permanent județean și din CEC să-l cunoaștem pe domnul primar Bucurescu. E adevărat și asta. Cu bune și dar cu rele, atenție, domnul Bucurescu și-a demonstrat susținerea la ultimele alegeri. O secundă, domnul Bucurescu a scos pentru Partidul Social Democrat scoruri istorice la localitatea dânsului, cu excepția alegerilor europarlamentare. A căzut în cap, ăsta a fost singurul motiv pentru care nu s-a implicat? Nu. Dânsul și-a recunoscut greșeala. A spus că a greșit. Adică se căiește? Da. A spus că regretă foarte mult și a spus-o public, să știți că... Nu am auzit asta. Mă rog, public la modul public că a fost într-o ședință de... Deci în interiorul partidului, domnul Bucurescu s-a exprimat. Da, și-a exprimat regretul că lucrurile au mers în această direcție și că pur și simplu nu se va mai repeta chestiunea asta. Deci eu vă garantez, cunoscându-l pe domnul Bucurescu foarte bine, că dânsul nu va pleca în niciun alt partid politic și va rămâne la PSD. Pentru că cunoscându-l mult mai puțin și eu cred același lucru, da, totuși. Adică, da, pur și simplu, domnul Bucurescu este un PSD-ist care va rămâne în cadrul PSD-ului. Eu zic că dumneavoastră aveți o profesie liberală, sunteți notar. Da. Vreți să aveți succes. Că în politică trendul arată că nu o să aveți succes. Dar vrei să aveți succes mai în afară de știința, de știința dumneavoastră de carte, eu vă recomand, dacă vreți să aveți succes, să mergeți cu pixul ăsta. Vedeți? Și îl fac cadou cu care să se învață actele notariale. Vă mulțumesc pentru acest cadou. Din păcate, n-am văzut că e vremea cadourilor, că aduceam și eu un pix. Dați-le acum în precampanie. Deci eu îl dau și cel mai mare drag să-l folosiți cu plăcere. O să-l fac cadou dacă nu vă supărați. Și după 24 noiembrie. O să-l fac cadou doamnei Novoceanu, cu cea mai mare plăcere. Este albastru, o culoare decentă. Dar eu vă spun că ceea ce scrie aici Ioanis, președintele meu, din păcate nu se va întâmpla, domnul Banța, și veți avea o foarte mare dezamăgire. Nu, am această plăcere, să vi-l dau mai departe. N-am știut că se poartă cadourile, cu mare drag o să vă aduc unul data viitoare. Deja v-ați pus la punct cu materialele de campanie, totul este pregătit. Da. Noi avem precampania pregătită, este în toi, cu semnăturile am finalizat, mai lipsește candidatul acum și tot ce înseamnă ulterior. Vom vedea lucrurile astea, v-am zis, urma. Bun, și dar, urna Banța, ca să nu trec peste subiectul acesta și o să vorbim imediat și despre visa domnului Barna. Știți că și de la PNL domnul Iordache are discuții cu primari care ar putea să-l urmeze în proiectul politic. Doamna Novoceanu, așa aceeași o fi. Și să știți că eu n-am... idee ca domnul Mantan. Din afară de ce știm din presă, eu personal n-am auzit pe niciun primar că
are de gând să facă asta, dar nu exclud, nu exclud acest lucru, pentru că fiecare om este liber în minte și în suflet să ia decizia pe care consideră, este libertate. Asta, noi suntem un partid național liberal. Noi nu obligăm pe nimeni. Cine vrea să plece, să plece, nu-l ținem cu forța, dar ceea ce pot să vă spun eu este că după ce vom câștiga alegerile prezidențiale, Partidul Național Liberal va câștiga și alegerile locale la nivelul întregii țări, dar surpriza va fi la nivelul județului Gorj, când vom avea Consiliul Județean. Dar dați-mi, domnule Șumie, cine primării, este candidatul la Consiliul Județean, dacă tot vor veni, așa, vor veni la momentul, sunteți, vor veni toate acestea la momentul celor de la PSD, doamne, că se strofoacă atâta să dea nu, candidatul sincer, la primărie. Sincer, sincer rând, doamne, pentru că este la timpul lor. Este numele candidatului, ca să știți ce. La timpul lor. Vin și numele. O să vedeți. Adică dacă Doamna Văceanu, mă sincer, pentru pas cu pas, pentru că treptat este o dorită a Partidului Național Liberal pe care în ultimii 30 de ani, din câte știu eu, și-au manifestat-o continuu și n-au reușit să-și o îndeplinească niciodată. Dar niciodată. Și eu vreau să-i dau asigurări domnului Banța că vor continua să viseze la această funcție, pentru că oamenii, și o să vedeți, doamna Novăceanu, vor alege în fruntea Consiliului Județean tot pe actualul președinte al Consiliului Județean, pentru că noi, spre deosebire de cele de la PNL, am stabilit și dânsuși a exprimat această intenție. Spunea și domnul Cărciubaru, ba candidează, ba nu candidează. Deci stați, mai e timp până atunci. Dacă domnul Popescu, domnul Cosmin Popescu a ieșit și a spus, domnule, candidez, iar partidul a spus, da, domnule, îl susținem pentru că are proiecte și pentru că mai merită încă un mandat, eu cred că lucrurile sunt închise aici. Bun, deci sunt închise, dar n-aduce... Anul ce aduce clipa. Vizita domnului Barna, cum o... Ce vreau, încă o chestie, înainte de a trece la vizita domnului Barna, aș vrea să vă spun și ce am constatat, știți, domnul Manta, dar el se face că nu, și îi place, visele sunt bune, dar trebuie să aibă și o bază realistică. Aceste alegeri de la Parlamentul Europei, recent, din mai, au demonstrat un lucru. Au demonstrat faptul că alegătorul votează din ce în ce mai... Și mă refer la lumea mai puțin informată, nu la mediul urban și tineret, care au tot timpul la dispoziție medii de informare la tot pasul. Au început să voteze în cunoștință de cauză, oamenii se informează, votează ceea ce doresc ei și numai ceea ce le spune primarul. În mare parte, până acum, primarul avea un nucleu foarte mare, foarte mare, care, din localitate, pe care îl influența la vot. Acesta s-a făcut mai puțin de jumătate, doamna Miseilescu. Ce s-a schimbat? Acest nucleu foarte mare al primarului s-a micșorat la mai puțin de jumătate. A demonstrat independența omului de la țară de pixul primarului. Domnul Banța, tocmai vă dau o veste, domnul Banța. Asta 2016, PSD-ul a câștigat pe toate categoriile de vârstă, pe tineri, pe bătrâni, pe antreprenori, pe mediul urban, pe mediul rural. Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră nu este susținut științific, ceea ce spuneți. Domnul Banța, mai apare un aspect. La alegerile europarlamentare s-a mers așa pe un sentiment sau un resentiment față de PSD. Lucrurile s-au schimbat. Cei de la PSD nu mai sunt atât de hulis, mai există strada, nu mai există hashtag rezistă pe perioada valul, asta. Doamna. Nu mai există valul și la alegerile locale lucrurile sunt cu totul și cu totul diferite. Nu mai este emulația asta. Lăsați-i să viseze în Să știți și dumneavoastră că acea piață pe care despre care vorbeam cu în bursă, că există și reacționează la niște legi matematice, tot așa e și la politică. În funcție absolut, de cerere și ofertă. Pură. Am deci contează asta. Foarte mult bine. Omul cu care ieși în față, indiferent de ce partid, e mult bine, mai complexă. Spune tot domnul Radu Miruță pe Facebook că Uniunea Europeană strânturează poluatorii, dar oferă și bani pentru a putea îndeplini acele criterii. CEO plătește bani pe certificate, dar ratează oferta Uniunii Europene. Păi, vedeți dumneavoastră oferta asta, doamna Novăceanu, ca să o accepte CEO, trebuie să fie și o ofertă, să zic așa, cinstită, nu neapărat să fie umăr otrăvit, pentru că sigur că practic această chestiune cu certificatele de CO2, România s-a angajat la ea, fără discuție, dar cred că fără să aibă o viziune foarte exactă despre ce înseamnă în viitor, pentru că practic
trebuie să o recunoaștem. Cei care au semnat acest acord de la Paris, că practic de acolo vin și toate actele subsecvente lui, trebuiau să se gândească mai bine la ceea ce urmează. E adevărat că certificatul de CO2 a pornit de la 2-3 euro și a ajuns la 28-29. Deci, bun, vizita domnului Barna, cum o catalogați? A trecut prin gori? Este o vizită electorală. Câteva declarații despre CO2? Meteorică. Câteva declarații bunele neinspirate. Care ar fi alea? Nu știu să vi le spun acum. Păi două lucruri, doamnă Văceanu, chestiunile cu gaze. Vis-a-vis de ce a fost total neinspirat, a confundat gojul cu Hunedoara, spun de vale. Dar, mă rog, oamenii au fost, din câte am văzut în rândul oamenilor, au fost surprinși neplăcut de aceste lucruri. Ce să vă zic, oricum... Dar dacă le aducem pe Iohannis, știe ăla ce-i în gorj? Adică mă întreb eu așa. Păi a demonstrat în nenumărate... Cum adică? A fost dat la prefectură, dacă nu mă înșel. A fost de mai multe ori în gorj, domnul. Dacă îl trimitem, știe care diferența așa stat. Și scuzați-mă, a stat odată pe masă, pe scaunele de la masă, tăcerii asta mi-a rămas... La asta, că nu era interzis. Okay, nu, culmea că nu era legal nici atunci. Ba da. Nu, ba, nu era legal. A fost un moment. A fost un moment. Mă rog, așa ca fapt divers, ca fapt de cancat. Domnul Barna a fost foarte mult criticat pentru declarațiile făcute. Deși de câte ori a venit în gorj? Sunt mulți care venit, vorbesc. A venit, în ultimii 2 ani de zile a rezolvat multe proiecte pentru gorj. Ce? Să știți. Dați exemplu. Centura orașului. Praf. Stadionul. Nu-l recepționăm că nu știu ce. Păi îmi permite să vă drum răspund express, la fiecare dintre express, ele. Vă... Păi centura praf Târgu pentru Jiu. Că primăria Târgu Jiu nu e în stare să facă niște planuri. Domnul Văceanu, dacă nu sunteți în stare cei de la primărie să le faci în 2 ani jumate, a fost unul dintre motivele de reziliere. Nu e adevărat, domnul Manta. Domnul Manta, nu e adevărat. De reziliere a fost proiectul greșit. A fost nașina. A fost nașina din zona Drevoienilor de la București. Unul dintre motive am spus că este. Dar în 2 ani jumate nu ești în stare tu primărie să faci niște planuri parcelare. Dar nu este adevărat. Nu e în stare primărie, recunosc lucrul ăsta. Că sunt funcționari care nu-și fac treaba. Nu de asta suntem blocați. Păi dar e licitație, doamna, nu, deci s-a făcut licitație pe ce? Nu, că e făcut prost. Păi nu, că e vorba de alt proiect. Păi tocmai, că s-a făcut. Domnul Banța, s-a depus până pe în august, a fost termen de depunere a ofertelor. A venit o firmă, iar până în octombrie au termen să anunțe câștigătorul acestei bani. A venit firma care trebuia, probabil. Nu, a venit o firmă foarte serioasă, care din câte știu eu a făcut și drumul de la Târgu Jiu la Vâlcea și că... Nu, la Vâlcea. Nu știu dacă avem voie, e o firmă italiană. Nu, da. Știm cu toții. Dar un drum care, iată, rezistă după 15 ani, după cât timp a fost făcut. Deci e o firmă foarte serioasă, care eu îmi doresc să câștige... Care mi-a de parbrize după ce a fost acum reapilizat cu cribul ăla. Nu, stați că nu e firma, nu e treaba lor. Dom'le, dar nu e treaba firmei. Nu am zis că e treaba firmei. Au venit ăștia cu planul lor tehnic, cu soluția lor tehnică să pună acea criblură și asta. Mai mare decât prevedea. Da, cea mai ieftină variantă de... A fost în afara normei și a fost acceptată ilegal de cei care și-au asumat. Dom'le, cine a făcut ilegal să răspundă lucrurile foarte clare. Nu răspunde nimeni, că înțeleg că nu e ilegal, e cea mai ieftină variantă de întreținerea unui drum. Doamna Novăceanu, deci haideți să continuăm. În octombrie au termen să se anunțe câștigătorul licitației și să dea drumul la lucrări. Deci chestiunea asta e oarecum finalizată, da? La stadiu... În noiembrie dau drumul la lucrări? Nu, în octombrie... Păi în octombrie se semnează... Cum să n-ai voie să lucrezi? După 15 noiembrie... Domnul Banța, nu mai vreau... La autostrăzi se lucrează non-stop, mai puțin de pe 15 de... Se lucrează la fundații, la... Evident, dar pe centură e la 40% grad de finalizare. N-ai voie să faci... Domnule, nu e adevărat... Cu aditivul potrivit poți să torni și la minus 10 grade. Și peste un an te duci și dai... Nu e așa, eu altceva vreau să spun, doamne. Chestiunea cu stadionul pe 23, înțeleg că vine această comisie. Rezolvat de doamna Dăncilă și ăsta.
Păi, dar cine a făcut pe vremea cui s-a făcut stadionul, domnul Banță? Pe vremea guvernării, a dat domnul Romanescu sau PNL-ul drumul bani? De la Spoarța la Pitești, cum era? Bun, cu drumul expres, numai o secundă, da. Cu drumul expres de la Craiova la Târgu Jiu, dumneavoastră, numai un pic, dumneavoastră spuneți, cei de la PNL, că e irealizabil. Dom'le, noi măcar am făcut o etapă. Dar nu s-a făcut sunt nimic. Două ba da? Ce? Păi nu mai vorbesc, e scos la licitație SF-ul, domnul Banța, în caz că nu știați. E science fiction așa. Mă rog, luați-l în derâdere. Evident, asta e realitatea. Până nu vedem concret nici ceva. Nici măcar acest efect. De 3 ani de zile vă laudați cu drumul Craiova Târgu Jiu Expres și nimic. Drumul Expres presupune două etape. Studiul de fezabilitate, acest efect, cum ziceți dumneavoastră. Mai e unul de prefezabilitate. S-a trecut direct la studiu. Sunt două etape majore, ca să înțelegeți dumneavoastră și ascultătorii noștri. Elaborarea acestui studiu de fezabilitate, numai un pic, un minut. Elaborarea acestui studiu de fezabilitate și apoi execuția propriu-zisă a lucrării. 4 ani în studiu și lucrarea o lună. 2 ani de zile are termen de implementare studiul de fezabilitate. Bun, da, da. Acum realizați că întrebarea în definitiv este când vom vedea efectiv că se va turna primul kilometru. Zeci de mii de studii are țara asta pe toate porcările de proiecte. Zeci de mii au aruncat bani și bani de aruncați de pomană. Să vedem concret ceva. Eu nu îndrăznesc să avansez un termen, dar ceea ce pot să vă spun din experiența lucrărilor similare, uitați-vă de exemplu la drumul expres de la Craiova la Pitești, care este o realitate. Deja acolo se lucrează, da? Unde mai puțin. Se lucrează, domnul, că vă arăt acum poze luate acum. Domnul Banța, se lucrează, e o firmă românească, nu vreau bine. Să facem. Eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, stimați invitații, am depășit cu câteva minute timpul alocat. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Sunt multe, într-adevăr, de discutat, multe promisiuni făcute, prea puține lucruri executate. Noi ne revedem mâine seară, doamnelor, domnilor. Până atunci vă doresc toate cele bune!